Bună dimineața. Am ajuns la Hotela Virginia. Știți deja că o să am un date cu ea. Însă nu sunt extrem de răbdător. Dacă nu-mi dați numărul ei, cel puțin sunați-o voi sau dați-mi telefonul vostru să sun, vă rog. Alo. Alo, bună dimineața. Bună. Ce faci, Virginia? Bine, Robi, tu? Ești gata? Da, te așteptam. Haide că sunt jos, te aștept. Pup. Bună dimineața. Ce faci, băi, pui mic? Nu mai zice pui. O, te așteptam. Îmi pare rău dacă am ghețat floarea. Ți-am luat una, nu vreau să te impresionez prin flori. O încălțesc eu. N-am dormit absolut deloc. Vreau să zic că am luat la mine vreo 7 tricouri. Dar tu n-ai geacă? Nu. Păi? Nu știu, am uitat-o. Nu te cred. Vorbesc serios. Să n-ai geacă nu la tine. Nu știu, am uitat-o, dar mi-am luat un training și... La munte? Mi-am luat un training și o să iau toate cele 7 tricouri pe mine plus bluza de training ca să nu fie frig. Vrei să-ți dau geaca mea în cap? Da. Glumesc. Nu ți-o dau, că e frig. Sunt bine. Ai mâinile reci. E sincer? Sunt foarte sincer, de obicei. Vreau să zic că mi-e frică de înălțim de mor. Nu știu dacă și ție ce, dar... nu mi-e frică. Vorbesc la modul cel mai serios că am ceva aici. Totul e bine până acum. În caz că se întâmplă ceva, să știi că mă bucur foarte mult că împărtășesc această experiență cu tine. Inspiră, expiră. Dar uite-te pe geam. Nu cred că ar trebui să mă uit pe geam, da, e mișto rău. Nu știu, mi se pare mișto, super mișto experiența, dar nu știu de ce mi-e frică, sincer. Habar n-am. Nu te mai uita, uite, uite, te rani. Hai mă, că am vorbit, chiar să mă frică de înălțim, serios, nu, acum. Nu, ce ai? Uită-te puțin la mine. Pe lângă faptul că suntem cel mai mișto cuplu din casă. Așa. Încă nu suntem cuplu, ca să ne înțelegem, dar suntem. Mai avem și parte de un date super mișto. Hop. Cât mai prindem. Și de experiențe noi. N-am fost niciodată cu telegondola și cred că niciodată în viața mea n-am urcat mai sus de 2 metri. Și mai sunt și cu tine. Tu trebuie să fii bărbat, trebuie să fii protector, da? Și să nu inspiri frică, că mă faci pe mine să-mi fie frică. Eu sunt un înger deja, un înger de fată, pe care tu nu-l meriți.
nevoie de cheie. Da, deci aici cele două chei. Avem nevoie de una. De una singură? Da. Da. O cameră dublă matrimonială, două carteluțe de acces, etaj 4. Mulțumim. Vă urăm ședere pe după. Mulțumim. Altceva? Hai, lasă-mă să te ating, ting, 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 nu te ating las pe piele. Băi! Îți place? Da, ador. Mi-a plăcut de tine azi la date, ai fost și mai... Ai glumit, dar ai fost și serios când... Sincer, aveam nevoie de date-ul ăsta să arăt și cealaltă partea mea, nu doar de glumeți. Nu am încredere în tine 100%. De ce? Nu știu, pari... Bine, să ne înțelegem. Nu inspiri încredere. Știu că nu inspir încredere. Nu cred că fața mea inspiră încredere, dar după o lună... Nu fața de... ta. Gesturile mele. Acțiunile, nu? Bine, sunt eu mai haos, dar eu zic că după mai multe date-uri o să-ți dai seama că poți să ai încredere în mine și sunt convins că o să poți să ai încredere în mine. Gusta asta, să vezi cum e. Eu știu că pe tine te deranjează în ce lumină te pun. Glumele asta mele mă nu sunt putentă, nu sunt putentă și se observă. Cine poate să se uite și are un pic de habar, se observă, dar pe mine nu mă deranjează neapărat chestia că cu glumele, cât că te deranjează pe tine ce crede lumea despre noi. Te afectează prea mult părerile oamenilor. Dar chiar nu cred că mă afectează, nu cred că m-am lăsat afectată. Mi-ai zis și în emisiune de... Mi-ai luat apărarea în fața fetelor, dar când am fost față în față, nu mi-ai luat apărarea, mi-ai aruncat în față ce te deranjează. Ți-am aruncat în față? Mi-ai zis. Ți-am zis. Sunt anumite persoane în emisiune care nu sunt foarte vocale. Și mi se pare foarte ciudat să-și dea cu părerea. De fapt, nu mi se pare ciudat să-și dea cu părerea, dar de ce și-ar da-o? Că nici relațiile lor nu sunt perfecte sau interacțiunile lor cu celelalte persoane. Cine sunt aceste persoane? Aleina și-a dat cu părerea și mi se pare că te-a influențat oarecum. Nu te-a influențat în mod negativ, dar ți-a schimbat puțin părerea. Nu consider că ai depășit neapărat limita aia, că dacă o depășeai, poate nu mai eram aici. Într-adevăr, dar... Cum adică? Sau erai? Ai tu încredere așa mare? Am, da. Așa trebuia să fie, ca tu să fii lângă mine. Indiferent de parcursul meu în emisiune, care n-a fost unul strălucit, în cunoaștere suntem. Și în ce suntem? Nu știu, zi. Păi nu știu. N-avem cuplu, ca să știu și eu ce să fac în emisiune. Că la mine cuplu e ceva, cunoaștere e altceva. Păi tu cum vezi lucrurile? Nu știu, eu cred că dacă avem un date, putem să mergem puțin mai departe. Și în cazul Aleinei și Ștefan, eu am crezut că ei după date și așa formează un cuplu, că nu formaseră și de aia nu știam, n-am vrut să mă pronunț. Nu vreau să grăbesc nici eu lucrurile, dar într-adevăr, nu mie mi se pare... Nu trebuie să ne luăm după ei, pentru că acolo nu se vrea din ambele părți. Dar aici, nu știu, se vrea? Din partea mea se vrea. Bine, eu nu vreau.